Salutare fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt o comandă de la Pharmacy. A fost o comandă de 200 de lei și am făcut-o pe contul mamei mele. Am comandat câteva produse, sper să vă placă. Am zis să încerc și eu această cafea. Are 100 de grame și chiar am fost curioasă să văd cum este. Așa arată. Inițial am vrut la dar nu era pe stoc, așa că am luat din aceasta, vărsată. Am primit catalogul. A fost o ofertă la parfumul Omnia și a costat 60 de lei. Dacă comandai parfumul, primeai și 5 creme pentru corp, cadou. Și aici le am, așa arată. Au 100 de mililitri fiecare. Arată foarte bine și sunt foarte drăguțe de făcut cadou. Pentru asta le-am luat mai mult. Și la parfumul Imperium a fost ofertă 60 de lei parfumul și primeai 5 Aftershave gratuit, tot la 100 de mililitri. La fel foarte bune pentru făcut cadou sau, de ce nu, pentru soț. Am mai fost o ofertă la acest set cu săpun lichid, cremă de mâini și gel de duș. Și acest set a fost 20 de lei, mi se pare o ofertă foarte bună. Am folosit și săpunul lichid și îmi place foarte mult. Crema de mâini nu am încercat o din această gamă, dar sigur este bună. Eu sunt în echipa Mihaelei Butaru. Și ea m-a anunțat de această ofertă și am zis să profit. Dacă doriți produse pharmacy, chiar vă recomand să vă înscrieți în echipa ei. Este o fată foarte de treabă. O găsit și pe YouTube. Pe YouTube este cu numele Mihaela Michi. Am comandat uh, trei astfel de seturi și am zis să mai am în perioada asta. Folosim. Uh, să pun lichid tot timpul și chiar de multe ori am mai folosit și gel de duș în loc de săpun lichid. Aici am și celălalt să pun. Am mai comandat și din acesta unul. Era undeva la 10 lei bucata. Îmi place foarte mult. L-am mai folosit. Am primit și cadoul de bun venit. Un ruș și un rimel. Am mai comandat un detergent pentru rufe colorate, îl folosesc, îmi place foarte multe, foarte spornic. și cam atât. Aceasta este comanda, vă mulțumesc pentru vizionare, eu vă pup și vă urez o zi frumoasă și vă mai urez și sărbători fericite fetelor. Nu știu dacă o să, o să mai fac un clip până de Paști, așa că vă pup și vă urez sărbători fericite.